Ce periuțe de dinți de la Lido. Decât să le folosim acolo, azi mai bine să le păstrăm ca amintire, că parcă sunt prea simpatice, știi? Da. Și așa că să-i dăm pe mut aici. Fiți atenți ce chestii interesante. Deci este și pastă. Este și pastă de dinți micuță. Și periuța, ar trebui să fiți atenți, că pare scurtă, nu? Da, poți să desfaci una, să vedem cum e. Dar e închisă, de fapt. E ca un brânceag din ăla care se închide. Chiar sunt curioasă, văd cum arată. Așa, e și noaptea anunții. Tot așa, chiar sunt curioasă să văd cum A, arată. da, te spun mai repede, că de fapt eu am venit și până să încui ușa, tu eu deja m-am dezbrăcat. Uite ce interesant. Ce drăguț! Vezi? Da. Păi... Uite, se închide așa. Ați mai văzut vreodată peruțe de dinți care se închide? Uite cum face? Tu Ce er... tare, hă? Da, tu erai îmbrăcat și eu când am venit până să încui tu ușa. Da. Adică îi deschideam ușa, intra în casă și o închideam la loc ușa, clang, clang, iala, știi? Că în București trebuie să te încui repede înapoi, că nu se știe cine intră peste tine. Clang, clang, clang și după aia mă întorceam spre ea. Până când mă întorceam spre ea, deja era dezbrăcat. Eu nu înțeleg cum putea să se dezbrace mai repede decât încuiam eu iala. N-am înțeles. Trebuie să fi fost pofticioasă, rog. Îți dai seama, Ca da? să fii gata în 10 secunde cu dezbrăcatul, că așa ceva n-am pomenit. Nu știu cum făcea, trăgea de tot odată, săreau tot odată de pe ea, nu știu, Păi nu n-am. știu, am avut timp până când ai încuiat tu ușa. Fetița lui tati, mă rog, puilete, nu știu ce, sau nu știu cum îi ziceam atunci, Ca că atunci atunci nu nu, era cu puilete. nu era, nu? Era mai la început, adică porecla nu mai știu când am inventat-o. Și trecea pe lângă mine, că deschideam ușa, mă uitam pe vizor, că în București nu dai deschis ușa la oricine, așa te Păi uiți pe cum nu mai vizor. știu când am inventat-o? Când ai făcut canalul Oana și Daniel Dănescu, că ai zis că să facem restaurant și ai zis că e motanel și puiulete. Da, dar atunci era la Coco, restaurantul. Deci încă nu era inventată porecla puiulete. Nu era, nu. Dar e foarte fain, ea mai arată odată periuța aia. Dar Uite, asta aici e este poveste. strânsă, vedeți? Și acum se desface. Hai, Se ce frumos! face lungă, aproximativ dreaptă, și se bagă în gură. Dar trebuie După ce dezinfectată. o freci bine în gură, iese o spumă albă, dar te clătești cu apă și se duce, știi? Da. După ce s-a terminat toată operațiunea, se face mică înapoi. Înțelegeți? Dar nu trebuie dezinfectată sau cum? Păi, teoretic nu, e sigilată. Era sigilată. Da. E ce... Teoretic nu. Acum n-am stricat să o speli măcar prima dată înainte să o folosești. Eu, de obicei, chiar dacă sunt sigilate, totuși îi dau o spălare bună cu săpun, clătit bine cu apă și pe dau și cu spir pe ea. Nu se știe niciodată. Și Mai bine să fie curată decât să știi. părul cum e, moale? Da, așa m-ai întrebat și noaptea anunții. Cum ți se pare părul? E moale? Mai radel. Cam mare, mai trebuie, da. Da. Trebuie să ai grijă când pui aici, că se agață firele. Probabil că ea nu e gândită ca după ce o folosești să o mai și strângi la loc. Probabil că după ce o desfaci prima dată, Rămâne în așa mod de. normal trebuie să rămână întinsă, nu mai faci, știi? Nu trebuie să tot strângi, întinzi, strângi, întinzi, strângi, întinzi. Și mai vrei să ne arăți ceva? Ne arăți acum sau? Nu, poți să facem un clip separat cu ăla, ca să-i punem și un titlu specific, știi? Cu ce avem de filmat. Bine, acum putem spune bye bye. Miau. Miau.